Dacă nu ați avea acces la absolut nimic, ce loc ați alege să stați? 3, 2, 1, arătați! Eu m-aș zic cu tine! Așa că lor ce faceți, bine v-am regăsit la un nou episod de Dr. Love. Eu sunt Dr. Love, iar astăzi pacienții mei aici de față, Mizu și Ariana, ce faceți, copii? Ce să facem? Am venit în vizită la domnul Dr. Love, să vedem și noi că am pus de treaba, să vedem stadiul care ne aflăm. A, domnul Dr. Love, da. Ce se întâmplă la Dr. Love? La Dr. Love chemăm pacienți să vedem dacă, să-i testăm un pic, să vedem dacă se mai înțeleg în relația asta și o să-i dăm și un verdict la final. Am întrebat în episodul trecut pe cine să avem ca următori pacienți, au fost foarte votați. Mițu și Pariana, da, vă mulțumim că... pentru motori, da, nu mulțumiți că poate nu o să fie bine. Da, așa. A. Care este serialul preferat al Arianei? Vă rog frumos să vă țineți tăblițele, să nu vă uitați. Gata. Trebuie să scrieți la fel, te rog frumos, gândește-te de două ori. Fă ca, zic ca tine și fă invers. Ai grijă. Sunteți gata? Da. Sunteți siguri? 3, 2, 1 și arătați asta. Nu se uită la serial. Ce? Nu se uită. Noi nu ne-am uitat la serial. Mi-am uitat la serial. Să-mi crească barba, dacă nu, ce s-a întâmplat? Vezi? Bă! Deci, ce mai vreau să-mi dai award-ul pentru cel mai rapid răspuns ever. Deci, cel mai rapid. Bă, da, omul a scris. Nu e! Care serial dacă nu-i? Dar foarte interesant, uite, o să pun aici o bifă chiar cu steluță, dacă nu. Așa, asta avem. Steluța aia. Nu mă uitat un serial de când era inimă de țigan. La fel că... Pardină 1! Următoarea întrebare. Cu ce parfum se dă Ariana? Dacă ai vreo mai grea, vă rog frumos. Nu, păi asta, nici ea nu știe. Dar să nu te uiți în tabla, Emițule, că te-am mars. Vezi, o celebra, știi cum e? Să... Don't celebrate too fast, because... Deci fii atent, am răspuns cu o chestiuță. Un parfum pe care ea l-are, da? Adică, cu care se dă, deci e corect, 100%. Eu decid. Deci te rog frumos, nu-mi fac... Ai, gata, gata, gata. Doctor, deci dai cu revenii. Bine, vrei să-mi dai spagă? Nu, nu, nu accept. 3, 2, 1, arătați să-mi desigur. Moschino, tu ești de la. Moschino. Nu, e ăsta, wow. Pe care m-a dat la delirium. Mă. Nu mă dau acolo la ăsta. Da, nu, că n-ai și, dar l-ai și pe ăsta. Pe Ilan, dar mai mă dau pe. Vezi, mă, l-are. Cu ce parfum se dă? Se numește Love de la Delirium. Știi cum e? Se duce și se duce. Hai să vedem cine iubește pe cine mai mult, că despre asta e vorba. Da. Nu știu ce să zic, dar v-ați semnat-o cu mâna verea, am făcut contract acolo. Nu să nu știi asta. Hai mă, nu mai fiști tu așa că... Să înceapă treaba, să înceapă treaba, nu mai spune nimic. De acum aș face. E de la sine, tot e de la sine. Inițiala unei fete pe care Ariana nu o suportă. Voi știți, pe noi ne interesează, nu știm A, B, C, D, F, G, dar trebuie să fie litere la fel. Da. Eu nu, 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 să ai un pic, lasă femeia să gândească, sunt mai multe. Alege una! 3, 2, 1 și arătați, mă rog, că vizitele. Mi-e pifat acolo. Da, nu mă așteptam la asta, sincer. Asta a fost cam grea. Dr. Love e cam surprins. Trecem la întrebări pentru Ariana despre Mițu. Atâta, mă? 3 cu 3, da, păi, da, stai, bă, veri, că am urmat să veri, să vedem câte aveți corecte dintre toate, da? Yeah, yeah. Urmează întrebarea roșii. Dream car-ul lui Mădălin, Lumițu, a rămas din ediția trecută. Dream car-ul lui Mițu. Mașina de vis pe care Mițu și-ar dori să o aibă. Poate își doreți un Golf 5? N-ai de să știi. Am, frate, am intrat pe site, făceam configurări. Ia ce face! Ce asta? Bă, nu e așa că toți băieții fac configurator așa mereu? La Brăjeală. Aia zic, la Brăjeală. Hai, 3, 2, 1, arătați-vă rog. Ce leau, mă, ce leau? Ce leau îți place ție, mere, ce leau de femei. Nici nu mai știu cum arată, dar la asta mă refeream, la asta mă gândeam. La asta, ai, Brăjeala e, mă, nu, doar că cum e, Brăjeala e. Da, te rog frumos, nu începe cu textile astea. Deci, te rog frumos. Gata. Dar femeia știe mereu mai bine. Dar nu știi, că știa. Mașina asta aveam în cap, dar nu știa cum se numește. Ea tu știa, știa că ea o să scrie, el și de-aia o scris. Dar te rog, astea sunt texte de la am avut la copii de clasa 3, te rog frumos. Am cupluri de copii de clasa 3. Te rog frumos. Vezi, ai grijă că tu ai răspuns corect la ea. Nu știu care-i dream car-ul meu, ce parfum. Lasă parfumul, că parfumul vezi în fiecare zi, da. Bine. Mașina aia. Bine, mașina aia rupă, nu doar în poze, a? Mare X aici, un pic mai negru decât cel, așa, da. Cum să nu știi asta? Ce voia Mițu să devină când era mic? Dacă nu știi... Mare atenție! Vreți să vedeți o demonstrație? Bine. Baby, ce voiam să devin eu când eram mic? Gloier! Și este foarte adevărat, din păcate. Da. Sunteți gata? Vă rog frumos, pacienții mei, arătați tablițele. Jurnalist. Da! Mă... Știu, mă? Da! Băi, ce mă scrie?
Da. Respect? Respect, da. Un pic de respect pentru Ariana, încet, hai că un pic de respect. Nu știu ce zic, că pacienții ăștia am cam dat de... Da, mă enervează că știu așa de multe unul despre altul. Simțiți un pic de tensiune între voi sau nu s-o crea nimic? Nu. Încă nu? Nu, nu. Urmează. Hai. Urmează. Hai. Te-ți pregătiți? Cât timp a jucat Mițu Fortnite cel mai mult într-o zi? Nici el nu știe. Ba da, nu știe. Să vedeți acum cum această liniște de fapt creează o tensiune extraordinară. Sunteți gata deja așa repede? Da. Nu v-ați gândit, vă rog frumos, arătați tăbliții. Ai 2 minute 10 ore. 10 ore. Ah! What? Bă, da. Știi, bă. M-am gândit că ai făcut mai fără la ore. Deci uite, da. Sunteți la egalitate, amândoi aveți câte una greșită. Să permite. Ok, e bine atunci. Trebuie să-mi vine, domn doctor, nu? Păi nu știu ce să zic, mai. Adică e, e gravă situația? Este moderat, extrem, extrem. Nu vreau să comentez acum. Putem să trecem, vă rog frumos, la următoarea categorie? Mama, asta surpriză. Sigur că da. Întrebările de cuplu. Noi, ai ultima urmea, păi stai, mă, deci... Eu nu se grăbește, ai văzut? Vreau să pleci. Notez aici. Ba, nu vreau notează. Să plec. Da. Notează. Eu nu știu dacă o să-ți placă diagnosticul, dar... Unde v-ați sărutat prima dată? Pupat, sărutat, pupat pe brazi, pe frunte, unde vreți voi. Trebuie să fii locul la fel. Pe mine asta mă interesează. Interes în relație. Să văd dacă țineți minte. 3, 2, 1 și vă rog frumos. Da. Bun, mă! E ciudat? Nu e ciudat, nu că ați ghicit. Gen, cum să fie ciudat dacă ați nimerit? Camera lui impact. Așa, cu noi, dacă suntem nebuni așa era sau... Era camera ta acolo. Dar ce mai complet normal? Dar nu scaun de ghime, unde vrei să stau? Așa, accept toate relațiile frumoase, cred. Activitatea voastră preferată? Poate să fie... boxul. Nu știu ce să zic. Hai, scrie. Ai grijă, Mițane, că... Păi ce să știm, dacă noi doar filmăm toată ziua. Bă, this is couple goal, sincer. No, vă rog frumos, dacă vreți să arătați. Tot dacă e cu ea, orice dacă e cu ea. Bă, cum o dată, bă! Mă, nu ți rușine, mă! Și deci pe piscină, orice la mine, orice, mă, dacă e cu ea. Bă, cum o dată, mă! Nu e... Și băi, fere, să pune detectul, ia să aud aici, ia să văd ce spune aici, ia să aud. Ce zice? Ai vrut și avea toată ziua. Nu, o zis că-i vrut. Fere, asta-i minciună toată ziua. Băi, mă, că dacă se gândească, ați văzut și voi. Ai dat-o prea general, voiam să... Vreau să văd interesul, pentru astea sunt întrebările astea, știi? Da. Interesul nu vrei, Jana. Asta e interesul meu. Crede-mă pe cuvânt! Și uite, așa au combinat-o, băieți, așa au combinat-o, vă zic, cu vrăjeală de asta. Ce ați face dacă ar fi sfârșitul lumii într-un minut? Atenție, fără pupat, îmbrățișat, iubesc. Astea le-ar zice oricine. Și un cuplu de clasa a doua. Cum adică într-un minut? Dacă vine sfârșitul lumii într-un minut, ce ai face? Care ar fi chestia pe care ai face? Dar fără să zici, ne-am pupat, ne-am îmbrățișat, ne-am zice te iubesc. Astea sunt clasicile, da, vine meteoritul, o ești un braț, da, da. Altceva, mă. Hai! Gata, stai da, un pic. Ești așa sigur? Da, frate. Arătați-mă! Aș da drum la live. Eu? Ce am zis să-l dau drum la vlogul ăsta? Să dau drum? Ia, filma și în ultimul moment, mă. Aș da drum la live. Aș da drum la live și fac live cum încerc să supraviețuiesc eu, cumva. Băi, bun, a dat un verde. Este... Am avut aceeași categorie? Da, cam deci tot înțelegi, ori în vlog... Dar nu cream că sunteți chiar așa setați. Cum să dau outro? Nu, cum să dau outro dacă vlogul ăla nu mai ajunge niciodată nicăieri? Și pe cine dau poate? Mine? Na. Așa în live mai vede 2-3 persoane care intră, apare notificare de la Mițanu. Primul! Dacă nu ați avea acces la absolut nimic și ar trebui să stați doar voi doi, ce loc ați alege să stați? Timp de o lună, voi doi, nimic. Acces la nimic, nou internet, nou figuri, nou șosete în picioare, fără de astea. Din toată lumea sau din România? Ne zici mai specific așa, vrei să... Oriunde. Deci, el va să-i dau, vrei să fii mai ușor, zic, din România, că-ți mai puțin orașe? Nu! Bă, atenție! Deci, fără tehnologie și atât, nu? Da, fără tehnologie. Fără net, fără posta vlog, fără astea. Care ar fi o lună? Voi doi, o lună... Fără figuri, fără net, fără telefon. Eu cu ea m-am simțit foarte bine în locul ăsta, hai să vedem. Chiar vă rog și fără net și fără asta, ce m-am simțit bine, cred. 3, 2, 1, arătați. M-am simțit cu tine. Aoleu! La bloc la tine. La bloc în Dubai. Nu, la bloc acasă, unde ne-am cunoscut, gata. Dar acum se vede cine era materialistul. Voiam să mă mergem și noi, nu vrei să mergem în Dubai?
Vorbiți, aveți dreptul la urmă. Nu vreau să mergem la urmă. Da, băi, lasă că l-am făcut. Păi, oriunde în lumea asta, de-aia am și întrebat. Oriunde în lumea asta? Și vrei să stai la fucking bloc? Când poți să te duci oriunde, adică ce tu poți să... Înțelegi că asta era regula? La bloc, la tine acasă, unde e mai bine ca tu. Da, poți să te duci oriunde, mă, frate, că era zis oriunde. India, Mumbai, Dubai, unde vrei? La vlog o simți mai bine cu tine, nu trebuie să mă duc în Dubai ca să mă simt bine, nu? Da, și da, da, da. Haide, da, haide de oameni. Hai, gata. Continuăm, da. Nu știu ce să zic. Diagnosticul e același. Da? Vrei niște apă? Poate să mai recurești tensiunea pe mapă, da. Da, haide, stați-mi niște apă, dacă nu... Doamna asistentă, vă rugăm. Gata, da, da. Doamna asistentă, vă rugăm. Mulțumesc mult de tot. Vă rog frumos, îi lăsăm un pic să se... Eu simt, s-o încălzit în cameră, pe cuvântul meu, e cald. Uite, transpiră, uite are emoții. Se vede de pe lumină, are transpirație pe frunte, da? Ce calitate considerați că aveți în comun? Eu zic tare ca să vă mai dau niște timp să vă gândiți. Și încerc. Ce calitate considerați că voi doi și tu și ea aveți în comun, adică să fie la fel. Băi, vă zic sincer, e un episod cam palpitant. Gata, vă rog frumos, arătați. Simțiți-vă ca acasă. Comunicare. Muncitori. Muncitori comunicativi. A? Exact. Un mare expert. Alo! A, mă, dar ce comunicați când... Ce muncitori, vrei? Bun, ai vorbești vreodată să muncești. Păi, la noi muncim. Dar, dar sunt corecte ambele. Păi stai, de mă, cum? De ce nu pot fi corecte ambele? Te-ai gândit măcar la comunicare, măcar îți pun o linie așa, să nu zic că ți-am dat X. Zic, pun ceva șerpișor de la. Pune așa șerpișor de la. Pun șerpișor de la. Mițu, Ariana, care a fost cel mai romantic moment al vostru? Nu am nevoie să-mi descrieți, am nevoie să-mi ziceți un cuvânt care să fie în aceeași temă. Ai terminat, e sigură? Deci eu stau, deci fii atent, dar să răspundă și ea sincer dacă e exact aceeași chestie la care ne referi. Că poate a zis cu cuvinte diferite. Pe degețel? Pe degețel, da? Pe asta mic. Bun. 3, 2, 1, arătați, vă rog frumos. Surpriză. Surpriză, living. Băi, nu vă, că mai urmează întrebări, nu vă. Gata, deci nu o să nu fim entuziasmați, a? Don't celebrate too fast. Because bad is coming, atenție! Cealaltă categorie a fost întrebări random, dacă mai știți în cealaltă ediție. Această categorie se numește întrebarea roșie. Mițu își dă ochii peste cap. Despre ce subiect îi vorbește Ariana? Vedeți? Este, este interesantă. Abia am compus categoria. Doamna mea, asistenta mea a compus asta. Știu, mă. Bă, ce s-a uitat, da, poți să scriu gen două cuvinte, dar și să dezvolt după un pic? Da, hai. Da? Da, 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 hai. Da, voi mai lăsăm să-i scrie. Că nu știu, bine ne să scriu un pic așa. Te cred, bine. Nu, poate, dar nu, da. Da? Vă rog frumos, arătați stăbițile. Hai, să unghii, timp liber. Timp liber, aia. Ok, hai, argumentează. Mai nou, mai nou, mai My man gave up, nici măcar nu mai încerca. No, mai nou, mai pune-ne X, nu zic eu să ne cu X. Dacă te întreb ce unghii să-mi fac, ce vrei să-mi fac? Așa e, da. Așa e, da. Eu m-am și m-am referit aici că zice d-astea cu... Ce faceți în timpul liber? Așa. Unde mai plecăm, nu? Mai plecăm, hai că nu auzi aceeași chestie pe care ai că... Trebuia să știi, veri, trebuia măcar unghiile alea, erau unghiile, erau. Cu ce mă îmbrac, nu faci la fel? Da. Nu. Atenție, Ariana îi face o super propunere de ieșire în oraș lui Mițu, da? Dar Mițu refuză pentru că are o altă activitate acasă. Despre ce activitate este vorba? Încât Mițu s-o refuzi pe Ariana să iasă undeva bombă noi, în Dubai, veriți, iasă în Dubai la Sky Creeper acolo de aia. Seriale, nu vă rog, 3, 2, 1, arătați. Pentru că Mițu editează. Edita sau filmat. Bă, ați nimerit. Bă, da. Măcar și noi una. A picat YouTube-ul, Instagram-ul, TikTok-ul, tot ce înseamnă așa. Așa. Și trebuie să vă alegeți amândoi alt job. Problema este că trebuie să aveți același job și să nu aibă legătură cu social media-ul. Ca ce job alegeți? Același job să aveți. Trebuie să aveți cam același job. Dar ce job ați alege încât să reușiți să lucrați împreună cum o faceți acum? Te rog, vă rog, arătați. Te rog, Ariana, te rog. Bravo, mă, tătuțule, mă! Bravo, mă! Nu știe foarte bine să nu atea, adică ce... Da, dar pot învăța de la tine și pot învăța și pe alții. Da, ce să ce are? Da, bravo, mă, dar o scris-o reușit. Da, bravo, domnule. Ai văzut ce pot ajuta, ți-aduc copiii la tine la not. E, da, frumos, da. Se poate altfel îți crește, băi, îmi crește inima, îmi crește inima. Ceva, mă, da, da, adică, da, Ariana ți-a contul de YouTube. Care este primul clip pe care îl postează? Vă rog frumos, 3, 2, 1,
ca ale mele. Ia să vedem. Clipul ca ale mele. Același cele în două clipuri. Plus promovare la canal. Detaliile mici contează. Ce corect, corect, dacă poți să-ți lăi pe canal, măcar să mai faci o promovare. Bă, da, da, sunt subscribe la canal. Foarte de vreo. Da, bă, o răspuns corect. Corect. Am omis detaliul ăsta personal, dar e așa. Adică tu ai încercat intenționat, bă, Ariana, nu. Atenție, vă rog frumos, ultima întrebare de la Dr. Love. Dacă n-ar fi existat Fortnite, ce alt joc ar fi jucat Mitsu? De asta știu și eu, deci știu și eu. Deci o să zic și eu la 3 de nu știu, pot să jur. Deci toată lumea 3, 2, 1 și da? Da, 3, 2, 1 și ce se o? Să mă bată mama mere, dacă nu... Ce se o mere? Ce rank ești, mă? Ce rank ești tu, ce se Ariana? Acum? Acum, da. A, nu mai joci? Când juca el, când juca el. Eu? Las-o pe ea să răspund. Acum e le, dar înainte era grupa. Bine, dar sincer să fiu, eu l-am adus de aleg. M-am jucat pe contul lui. Adică, stai, m-a derancat? A, te-o derancat? Pentru că... Am avut calculatorul stricat și nu s-a ocupat de el. Ți-am făcut calculatorul acum? Ți-ai făcut, mi-ai făcut calculatorul. Ți-am făcut calculatorul. Așa, da, cât da, timp i-a luat lui Mitsu să-ți facă calculatorul? 6 luni. Uai! Mai repede, Volvo. S-a jucat pe calculatorul meu tot timpul. Pentru i-a aflat că... când a vrut ea. Păi dacă n-avea pe ce să joace. Când a vrut ea. Păi da, mă, da. Avea pe ce, nu ți era greu, ți era greu, că nu era setup-ul tău. Nu era setup-ul meu, tastatura. Are setup, are mouse identic, tastatura identică, monitor identic, are literalmente totul identic la ea. Am dublat totul, am duplicat totul pe rugul, exact asta m-am gândit să nu se simtă. Birou meu e mic. Holy shit. Asta e problema. Băi, chiar o problemă, da. Să vă dau diagnosticul. Nu prea sunteți profi, domn doctor. Nu sunt profi, da? Ei, bun, mai notez. Nu! Vă iubiți? Da! Să iubesc foarte bine acest challenge, foarte bine încheiat, oamenii aceștia chiar da! Să iubesc, după cum puterea s-au iubit tot episodul, domnule. Să iubesc, le mulțumim mult de tot, vă rog și pe voi să-mi scrieți cine să fie următorul cuplu, următorii pacienți la Dr. Love. Aveți canalele lor în descriere, Instagram-ul, mulțumim dragii noștri pacienți și cam asta a fost, vă rog să ne luăm la revedere tot deodată. V-am pupat! Pa, pa, pa. Pa.